Colici biliare, come alcoolice și agresiuni sunt cazurile cele mai frecvente cu care se confruntă în fiecare an medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță Olt. Și de această dată, cadrele medicale vin cu o serie de recomandări de care speră să ținem cont dacă nu vrem să petrecem Crăciunul în spital. Aș recomanda să evite excese alimentare, mai ales excesul de carne de porc. Cei care se știu cu probleme, gen probleme biliare, să evite consumul excesiv. Cei care se știu cu hipertensiune arterială, la fel să evite consumul excesiv, având în vedere că este sărată carnea de porc. Să consume alcool cu moderație. Fructele și legumele nu trebuie să lipsească de pe masa de sărbători. Alcoolul poate fi și el consumat, însă cu măsură, avertizează medicii. Cei care se știu cu probleme biliare trebuie să evite consumul excesiv de ciocolată. Alcoolul, la fel, este sezonul consumului excesiv. Sezonul comerei alcoolice, în păcate. Cei care au ținut post trebuie să aibă mare grijă la ce și cât consumă. Mâncărurile grase combinate cu dulciuri și alcool pot fi extrem de periculoase dacă facem abuz. Recomand mese în cantități mici și mai dese, se pot consuma orice alimente, dar cu moderație și combinate. În concluzie, nu trebuie să fim lacomi, pentru că altfel ne facem singur rău. Și medicii de la Spitalul din Slatina vor asigura permanența de sărbători, iar ambulatorul va fi deschis inclusiv pe 24 decembrie, dar și între 28 și 31 decembrie.